Mai bine să mori în picioare decât să trăiești în genunchi. Frumusețea încântă ochii, blândețea încântă sufletul. Un dram de pasiune întărește spiritul, prea multă îl înăbușă. Avem trei prieteni siguri, tatăl, mama și femeia credincioasă. Astăzi, dragi telespectatori Cruntel, la emisiunea Spirit Sportiv, vom vorbi despre aceste lucruri. Despre demnitate, despre frumusețe, despre blândețe, despre echitație. Alături de mine este un invitat special, este vorba despre domnul Ionel Moroșan. Bună ziua și bine ați venit în studioul Cruntel. Bună ziua și bine v-am găsit. Am spus despre echitație, am vorbit despre prieteni siguri. Am putea enumera și calul printre acei prieteni siguri? Sigur că da, sigur că da. Un prieten fidel care nu te lasă niciodată la greu. Am spus despre echitație, alături de mine, invitatul special, Ionel Moroșan, este un multiplu campion național, însă v-aș lăsa pe dumneavoastră să ne prezentați așa o istorie a activității dumneavoastră sportive. Da, ce să spun, fac acest sport de 32 de ani, de-a lungul acestor ani am obținut 5 titluri de campion național cu cai diferiți, la categorii diferite și... De ce ați ales echitația? Cum de a venit această pasiune? Bine, am avut de mic, de foarte mic copil, am avut o pasiune deosebită de toate animalele, dar în special mi-au plăcut foarte mult caii. Foarte mult. Deci de mic chiar. Unde ați început să practicați? Am început la Herghelia din Rădăuți să practic acest sport, după care am continuat la diferite cluburi din țară și din străinătate. Deci Rădăuți, după care următorul pas a fost? Rădăuți, după care am participat la Armata Bihoru Oradea, o perioadă mai scurtă, nu foarte mult. După Oradea am participat la Hermes Lobozia, primul club privat care era la vremea respectivă în România. După Hermes Lobozia am fost la Steaua București 5 ani de zile. În decursul acestei cariere ați obținut vreun titlu? Da, păi am spus mai devreme, am avut 5 titluri de campion național. Asta e maxim ce se poate obține la noi în țară. Am avut la junior 16, la junior 18, la tineret și la seniori. Practic tricou de campion, medale de aur. Proba dumneavoastră la care participați? Acum particip la toate probele, dar campionatul final, finala de sărituri peste obstacole, se împarte în mai multe categorii. Deci poate fi campion național un junior care are o înălțime de mult mai mică, junior 18 un pic mai mare și tot așa. Seniorii ajung la 1,40 m, 1,50 m să sară, să facă parcursurile cele mai mari. Practic, proba de nivelul A. Să, de exemplu, ați mers la Rădăuți, ați început echitația la Rădăuți. Aveați un model, pe cineva anume sau efectiv așa din plăcere, din pasiunea dumneavoastră pentru animale? Din pasiune, pentru că la vremea aia eram foarte mic, nu îmi dădeam eu seama ce înseamnă practic acest sport. Nu, și la noi în zonă erau foarte puțini atunci. Nu erau călăreți așa mulți, cum ar fi în alte locuri, în alte țări sau știu eu ce. Acum, dacă mă întrebați, am o grămadă de idoli care îmi plac și îi urmăresc cu atenție. Atunci, la vremea, am făcut din pasiune, din plăcere. Pentru că știu că Rădăuțul a avut de-a lungul istoriei la Jocurile Olimpice un participant care chiar a obținut și o medalie olimpică. Da, domnul Petre Roșca împreună cu alți doi colegi au obținut medalia de bronz în 1980 la Moscova. Domnul Petre Roșca, Anghelache Donescu și Gheorghe, nu mai rețin numele lui oricum. Deci să înțelegem, Jocurile Olimpice, Olimpiada de la Moscova în 1980, a avut două medale pentru Rădăuți. Una prin Roșca Petre, la călărie, și Ștefan Rusu, la lupte greco-romane, medale de aur. Da. Credeți că în viitorul apropiat, îndepărtat, un român sau, poate de ce nu, un rădăuțean să participe din nou la Jocurile Olimpice? Este foarte greu, dar trebuie să ne gândim tot timpul că, până la urmă,
o șansă are oricare din noi care practicăm sportul ăsta și de ce nu? Acum, în zilele de astăzi, a crescut foarte mult nivelul cailor, sunt niște cai pe o rasă mult mai bună, mult mai performanți și de ce nu? Spuneați la început că aveați pasiune pentru animale, ați ales să practicați echitație, însă în tinerețea dumneavoastră, și acum sunteți tânăr, ați practicat și alte sporturi. Da, am practicat și tenis de masă și bine, cam atât sporturi, așa am jucat fotbal cu colegii, cu vecinii și cu asta, dar am făcut astea două sporturi, odată făceam și în paralel echitația cu tenisul de masă. Știu că participați la Olimpiada Sportului Școlar, dumneavoastră, sora dumneavoastră și mai era Vale, un coleg? Da, Vale Voiașciuc. Da. Da. Când veneau frații Moroșean, deja locurile erau asigurate, locurile întâi, și la băieți și la fete. Nu chiar, dar am fost pasionat și sunt în continuare pasionat și de tenis. Nu prea mai am timpul necesar de a face și tenis, pentru că caie deja îmi umple toată ziua și tot timpul pe care l-am, dar când prind ocazia nu... După Steaua, cariera s-a terminat de sportiv? Nu. După Steaua am fost o perioadă de 10 ani în străinătate, unde am practicat același sport. Am concurat pentru România, chiar dacă eram în Italia, concuram la internaționalele de acolo, de afară, participam pentru România. Unde anume ați fost? În Italia. În Italia și bine, acolo am făcut tot felul de competiții de 3 stele, de 4 stele și chiar de 5 stele. Adică ce vedem pe Eurosport. Baza din România va ajuta mult? Foarte mult, sigur. Deci o fundație bună? Fundație bună. Fără baza din România nu aveam ce să caut acolo sau nu eram la nivelul la care sunt acum. Deci a spus și concursul tip Eurosport? Da. Ionel Moroșan a participat la astfel de concursuri? Da, concursuri pe terenurile care concurează, pe care le vedem pe Eurosport, am fost pe bazele respective. Este un sport costisitor? Da, este un sport foarte costisitor. Dacă pui în calcul tot, echipamentul calului, echipamentul călărețului, calul, e foarte scump. Cum îl cheamă pe primul cal pe care l-a călărit Ionel Moroșan? Buian. Buian 31, un cal care de altfel m-a și scos campion la junior 16 ani. Se interacționează călărețul cu animalul lui? Sigur. Se formează o chimie. În momentul când nu există chimia respectivă între cal și călăreț, nu funcționează 100%. Te simte calul când ești agitat? Sigur că da. La fel simte și când tu ai o reținere sau o frică mai mare, așa, o simte și pe aceea. Este frică unui copil, unui adult, când vine și oferă din palmă zahăr calului sau morcov? Depinde. Da, am văzut diverse persoane care au temerea asta de a-i întinde mâna calului, să-i dea un zahăr și asta. Dar e foarte, foarte cu minte, el nu ar mușca niciodată, adică cel puțin caii de sport, caii pe care îi avem și îi lucrăm în fiecare zi, n-am întâlnit niciun cal niciodată în viața mea să mă muște sau să... Când obținea titlul de campion național, câte ore se pregătea? Zilnic, săptămânal, lunar, da, câte antrenamente? Da. Da, deci de cele mai multe ori când ne pregătim pentru o finală de campionat sau știu eu ce, începem în ultima lună cu două antrenamente pe zi. Nu este bine nici să-l stresezi foarte mult pe animal. În prima parte, deci primul antrenament, o coardă ușoară, mișcare de 15-20 de minute, după care vine încălecat, antrenamentul numărul 2, încălecat și făcut antrenamentul care trebuie. Dar trebuie scos de două ori pe zi. Obstacolele și locația lor, cred că la orice antrenament, de la o înălțime mică, se duce până la înălțimea de concurs. Da. În încălzirea, în pregătirea. Da. Bine, nu poți sări cu calul în fiecare zi. Un antrenament bun și să aibă
calul și o durată mai, o viață mai lungă, într-o săptămână se fac antrenamentele de sărituri de două ori pe săptămână. Nu se poate sări în fiecare zi cu un cal pentru că se termină. Dragostea față de țară, față de România, l-a făcut pe Ionel Moroșan să nu rămână în Italia, să revină acasă? Da, nu am fost niciodată pasionat al străinătăților și așa am preferat tot timpul să vin în România cu experiența care am acumulat în străinătate, să reușim, am avut o bază foarte frumoasă aici la Brădăuț, cu manej acoperit, hipodrom, ceea ce în străinătate puține au. Și experiența de acolo cu locațiile care le avem noi aici m-a făcut să mă întorc și să încep să pun ceva pe picioare. A reușit să pună ceva pe picioare? Da, sigur că da. De 8 ani de când m-am întors, echipa de la Rădăuț a crescut foarte mare, cai de sărituri, copii și eu zic că s-a realizat un lucru foarte bun. Înțeleg, deci o legendă sau aproape o legendă, Ionel Moroșan, cai de legendă? Da. Este o legătură? Sigur că da. Da, în momentul acesta eu antrenez și îmi pregătesc cai la clubul Cai de Legendă. Unde este acest club? Horodnic de Sus, da. Un club foarte frumos, cu cai foarte buni, cai de școală și cai de competiții. Pot să spun că în momentul de față sunt cei mai buni cai din zonă, sunt la Cai de Legendă. Aici, la Cai de Legendă, unde spuneți dumneavoastră, caii sunt toți ai dumneavoastră sau sunt și caii sportivilor sau animalelor care doresc să-i țină acolo în condiții propice? Avem o parte din cai noi, dar cea mai mare parte sunt caii privaților și a copiilor care vin, elevilor mei, care de fapt nu mai sunt copii, sunt sportivi în adevăratul sens al cuvântului. Pe cine ați putea menționa aici? Aș putea menționa pe domnișoara Tărâță Miruna și Jescu Ștefan. Bine, și sunt foarte mulți, ei doi în momentul de față sunt cei mai... La un nivel cel mai ridicat. Da, da. De cât timp au început ei să practice, să facem așa o retrospectivă? Deci, Tărâță Miruna practică de un an jumătate și a ajuns la o performanță fantastică. Ștefan, în schimb, face de 4 ani de zile și el, la fel, la o performanță, bine, are avantajul a 3 ani înaintea Mirunei. Ei doi care concurează și vin tot timpul pe unde merg eu. Dar pot menționa pe Iris, nepoata mea, care și ea este fantastic în momentul acesta și la nivelul ei cred că e cea mai bună din România. Că vorbim de Iris Nichiforuc, mi-a fost elevă, însă am fost și odată la Hardic acolo, la Cai de Legendă, un loc deosebit, cum menționează domnul Ionel Moroșan, și am devenit eu elevul ei. Deci și o sportivă, dar și o profesoară cu mari valențe. Profesoară, pedagogice. Da. Profesoară, instructor, antrenor, nu se practică profesor în sportul călare. Instructor sau antrenor de echitație. Spuneați că Miruna a obținut un rezultat fantastic. Ionel Moroșan a ieșit campion național. Ea nu e chiar la nivelul ăsta, dar totuși bine, este rezultat încă, pentru vârsta ei. Da, da. Nu, vorbesc de timpul foarte scurt și puterea de a asimila foarte repede, pentru că nu este ușor să... Deci este un talent născut, are atitudinile necesare pentru a deveni... Exact, da. Nu a avut încă șansa să prindă o finală, pentru că ea practică doar de un an. Am băgat-o în competiții foarte puțin anul trecut la probele cele mai mici și anul acesta, peste 3 săptămâni, avem finala la București, unde am așteptări foarte mari de la Miruna și Ștefănuță. Înălțimea maximă la obstacolele lor, la categoria lor de vârstă? Înălțimea maximă la categoria lor nu este una mică, este una mare, este 1,20 m, e o probă de nivel C. Practic ei fac finala de juniori. Juniori 16-18 sunt împreună și este 1,20 m, unde nu este ușor deloc.
este trecerea peste obstacole, dar sunt particip și la concursul de anduranță acești cai? Nu, nu. Caii de obstacole sunt cai de obstacole, caii de anduranță sunt doar de anduranță. Iar cai de legendă numai pentru... Nu, nu, nu. Cai de legendă au cai de bagrement, au cai de anduranță și cai de obstacole. La anduranță au participat la vreo competiție? Sigur că, dacă aici revin, Iris din nou este un călăreț foarte important în România de anduranță și de obstacole, dar și de anduranță. Îi place foarte mult. Asta este dovada că orice practică cu cal, orice sport, orice disciplină îi place foarte mult. Anduranță, ce înseamnă? Câți kilometri? Să ne facem așa o idee. Păi pornesc probele de la 20 de kilometri, de la 40, de 30 de kilometri și ajung la 140-160 probele mari, nu la noi în România, în afară. La noi în România am înțeles că 90 de kilometri e proba cea mai mare. Este o suprafață mare acolo, este cu adevărat o fermă, să spunem, un ranch. Singur puteți administra toată această activitate sau sunteți ajutat de cineva? Suntem ajutați, ne ajutăm toți, deci este puiul Nichiforiuc, Iris Nichiforiuc, Cătălina Nichiforiuc, Ionel Moroșan și ceilalți copii care ne ajută, care încalecă, ne ajută și ei. Câți cai sunt acolo, la Cai de Legendă? În momentul acesta avem un număr de 24 de cai. Cel mai scump cal, așa pentru pismânt, cu aproximații? Cel mai scump cal care îl avem acolo, în jur la 50.000 de euro. Este greu de întreținut astfel de exemplar? Ce înseamnă? Nu este greu. Cheltuielile zilnice pentru... Un cal se întreține, chiar dacă valorează 1.000 de euro sau 50.000 de euro, se întreține la fel. Nu este greu. E, bineînțeles, e atenția mult mai mare, frica mult mai mare de a nu se accidenta sau alte. Dar ca întreținere, ca virgulă costuri, ca tot, e identic la fel. Deplasările, când mergeți la o competiție, sunt dificile? Trebuie un transport? Da, noi avem transporturi special amenajate, nu este dificil, dar nu este nici ușor dacă nu ai tot ce trebuie. Nu e dificil pentru noi, dar pentru că ai, în schimb, plimbarea cu mașina și cu asta, îi agită puțin și un pic îi stresează. Dar asta e viața, sunt cai care sunt obișnuiți, nu mai bagă în seamă transportul și asta. Problemele mai mari le fac caii tineri în primii ani de competiții, unde se agită, slăbesc, transpiră, nu vor să urce a doua oară și așa mai departe. Până unde ați fost? Unde au fost competițiile de anul acesta, de anul trecut? Păi anul trecut am fost în Italia la Arezzo, la campionatul mondial de cai tineri, unde am luat 3 locuri întâi cu Ruslan, un cal de la Herghelia Rădăuț. Anul acesta am fost de 2 ori la Magna Rasino în Austria, unde și acolo am câștigat o probă de cai de 5 ani și diverse probe, și ceilalți elevi ai mei au câștigat și ei acolo. Despre cine este vorba? Repet, Tărâță Miruna, Jescu Ștefan, la momentul acela era și Ioana Băișanu, acum s-au mutat din motive personale, s-au mutat în altă parte, dar și ea este o elevă de-a mea și chiar sunt mândru de evoluția ei acum unde este. Și am făcut din nou, cred, 6 competiții numai în București. Săptămâna trecută ne-am întors de la Cupa României. Peste 2 săptămâni plecăm la finală și așa mai departe. Tot. Ionel Moroșan vorbește despre sportivii lui, însă Iris are și ea la rândul ei niște sportivi pe care îi pregătește. Sigur că da, sigur că da. Are și Iris, o are pe Boliniș Georgiana, o elevă de 9 ani, a mers spectaculos de bine anul acesta și mai are vreo 2-3 elevi cu care lucrează, încă nu i-a băgat în nicio competiție. Își fac rodajul, nu sunt 100%, pentru că nici nu poți duce un elev dacă nu este pregătit 100%, nu-l poți duce într-o competiție de genul acesta.
Singurii doi antrenori, Ionel Moroșan, Iris Nichiforuc, la Cai de Legendă? Da, da, la Cai de Legendă doar noi doi suntem care ne ocupăm, dar... De curând a fost și la Rădăuți, o competiție sportivă, de profil. Da, 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 unde am participat și acolo. Este vorba despre Cupa, Cupa Bucovinei. Cupa Bucovinei, da, 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 da. Anul trecut o organizam și ajutam foarte mult la organizare, pentru că eram în... Colaboratorul lor. Acum am fost doar ca participant, ca concurent. Cum s-a părut organizarea față de anul trecut, când punea și el umărul? Lumea se perfecționează. La fel, da, da, da. Nu s-a schimbat absolut nimic. Ceea ce am văzut un pic schimbat față de anul trecut, că nu au mai avut cai care îi aveau anul trecut în competiții. Noi am intrat cu 10 cai anul trecut și anul acesta am intrat doar cu 2 cai. Cauzele? Lipsa de sportivi și nu e ușor nicăieri în țară și nicăieri în lume. Deci sunt foarte puțini sportivi de performanță, sportivi călăreți de performanță. Nu-i mai atrage? Nu este promovată suficient.
Și efectiv și împingerea, efectiv, așa, când te împingi, deci și brațe și coapse, tot. Deci echitația e un sport care îți lucrează toți mușchii care îi ai în corp, toți mușchii. Au mai venit foarte mulți sportivi, dar nu călăreți, sportivi, atleți, tot felul de sporturi dintre astea, cu pregătire foarte bună și spuneau, băi, eu fac sport, eu nu am febră, eu pot să fac, eu pot să aia. Când s-a urcat călare pe cal, după o jumătate de oră este mult, după 10-15 minute oprește calul, nu mai pot, a doua zi o febră musculară, pentru că ei nici nu știau ce mușchi au în corp care au lucrat. Să poată să lucreze. Să poată să lucreze, exact, da. Înseamnă că ar fi bun pentru copiii, mai ales de vârstă mică, pentru la început, pentru a forma o ținută corectă. Sigur, sigur că da. Nu sigur. Neapărat la trap, nu neapărat la trecerea peste obstacole, efectiv numai... Pas, urcatul pe cal care te obligă să stai într-o poziție corectă. Și plus că îți dezvoltă și calitățile evolutive, și anume curajul. Totuși ești la o înălțime, nu ai aderența cu solul. Sigur că da. Te ajută și în viață. Sigur, sigur. De asta spun că orice faci... E un sport complex, lucrează foarte mult, foarte mult lucrează. Ca să amenajezi un manej, am spus că la Rădăuț e la o scară de la 1 la 5 maximum, că este acoperit. La căi de legendă a fost totuși un sacrificiu financiar, mă gândesc. Sigur că da, sigur. Să amenajezi un manej de călărie, să te aliniezi cât se poate la normele zilelor de astăzi, e în jur de... 500 de milioane, să nisipul, drenajul și tot ce înseamnă. E un nisip de o calitate, un nisip special, vine pus o folie de desubt să protejeze de tot felul de pietre care pot ieși din... e greu, e foarte greu de făcut. Nu se face manejul așa, un circuit, un perimetru, o suprafață și gata, e manejul, nu. Calul are nevoie de un teren foarte bun, picioarele calului sunt foarte importante. Nu poate merge mult timp pe un teren foarte moale sau pe un teren foarte tare. Trebuie să fie o suprafață potrivită, normală. Anul acesta, în martie, a fost Gala Olimpicilor Rădăuțeni, în care Iris a fost premiată și ea de către municipalitate pentru rezultatele obținute. I-am luat un interviu și zic, cum a început Iris... echitația, să practici călăria. Tot ce am învățat de la Ionel Moroșan. Da. Da, îmi spunea așa, cu un respect deosebit. Este așa o relație? Este o chimie? Sigur, sigur că da. În afară de faptul că ea este nepoțica mea și așa, dar o relație foarte, foarte bună și în momentul când vezi elevul tău că vrea să învețe și e atent la tot ceea ce faci tu și îți cere la tot pasul, tot felul de sfaturi, de indicații de asta, atunci cu mare plăcere îi le dai și le oferi și te ocupi de ea. Și sunt foarte mândru de treaba asta, că mi calcă pe urmele mele. Fac această afirmație pentru, în corelație cu ce a spus dumneavoastră, pentru felul de a fi a călărețului. Demn, cu un caracter deosebit, pentru că la rândul ei, Georgiana Olenici, altă sportivă, în obținut aceste rezultate, zic, vreau să-i mulțumesc în deosebit antrenoarei mele, instructorului meu, lui Iris Nichiforu. Deci, același respect. Când ajung sus, nu uită de unde au plecat, exact. Recunosc. Exact. Se formează asta sau așa e mediul în care se antrenează, în care trăiesc călăreții? Da, așa e mediu, bănuiesc că în toate sporturile există această relație și asta mai mult la călărie, la echitație, pentru că acum la atletism poți să te antrenezi și singur când nu este antrenorul lângă tine, poți să faci 2 ture, 3 ture și nu știu ce călare, nu poți să faci nimic singur dacă nu este cineva jos lângă tine să-ți spună la fiecare minut, la fiecare pas pe care îl faci ce ai greșit și ce ai făcut bine. Campionul mondial de călărie are nevoie de o persoană de jos care să-i spună unde greșește, că și el greșește. Și din cauza aia, probabil în sportul nostru s-a format respectul acesta, elev, antrenor și așa. Calul simte înainte de a intra în manej, sau să spunem când intră la grajduri călărețul, te simte? Da, da. Da, acum simte vocea, da, că ei sunt animalele foarte inteligente și asta.
Și depinde cum îl obișnuiești. Dacă tu intri în fiecare zi în graiș, te duci la căluțul tău cu morcov, cu zahăr, cu asta, el te aude, nici n-a intrat în graiș, nechează după tine, te cheamă, că te așteaptă să-i dai. Pentru că orice mișcare faci cu calul, se formează un automatism, un mecanism. O repezi de 10 ori, deja calul știe. În felul ăsta se și lucrează un cal. Adică poți să-i ceri mai mult? Poți să-i ceri mai mult, sigur că da. Este o limită a unui cal sau întotdeauna poți să treacă dincolo? Poți să treacă dincolo întotdeauna. Deci acum nu trebuie să-i ceri imposibilul, pentru că, dar să-i ceri tot timpul cât un pic mai mult din ceea ce ți-a dat ieri, se poate. Când un călăreț sau un sportiv își alege un cal, contează din cine se trage acel cal? Sigur că da, sigur. Asta e, practic, se împarte în jumătate. Jumătate îl cumperi pentru documentele pe care le are, genetic vorbind, cealaltă jumătate după cum arată calul și ce mersuri îți arată în momentul acela când te uiți la el. Dar contează foarte mult părinții arborului genealogic. Noi ca persoane ne cunoaștem bunica și străbunica și cam atât. La un cal merge în spate până la 7-8 generații. Să vezi din cine se trage și ce rădăcini are. Vârsta optimă a unui cal pentru a face performanță? Calul de sport, aici ne împărțim în mai multe, dacă vreți, în mai multe discipline. La cursele de galop, calul începe la 2 ani jumătate și termină viața sportivă la 5 ani. La sărituri peste obstacole începe la 3 ani și o termină la 20, dacă dă Dumnezeu și toată treaba e bună cu sănătate și cu tot. Vârsta optimă este între 8 ani și 12 ani, unde calul poate, de la 8 ani începe să dea randamentul maxim și de la până la 12 ani poți ajunge exact în vârful piramidei, ca să spun așa, unde poate să ajungă un cal, cel mai bun cal din lume. Când se urcă un călăreț în șa, trebuie să aibă și o ținută, un echipament specific. Da. Bine, este cizma, care e cizma clasică de călărie, pantalonul care e la fel un pantalon de călărie special. Ce nu poți să încaleci și fără cizmă și fără pantaloni special. Poți să încaleci, dacă vrei, și în blugi și în Adidas. Nu este frumos, respect. Asta din nou face legătură cu respectul care l-ai pentru cal și pentru cei care te privesc. Și nu poți să călărești fără tocă și fără echipamentele care sunt de protecție. Deci fără pantalon de călărie poți să-i încaleci, dar fără tocă nu poți să încaleci. Adică eu nu aș permite unui elev de-al meu sau unui sportiv să încalece fără tocă pe cap, fără vestă, dacă este sub 14 ani. Deci prevenția este un lucru important, adică foarte important. Foarte important. Fără pantalon de călărie, repet, îl las să se plimbe în blugi, în astea nu mă deranjează foarte tare. Dar ce este obligatoriu și fără astea nu se poate urca nimeni în călare, toca și vesta de protecție. Cravașa ajută? Cravașa e este un ajutor. Un elev sau un începător nu are nevoie de cravașă. Cravașa îndeamnă calul de a merge înainte. Asta nu poate să o folosească decât un specialist. Când știe când trebuie cu adevărat. Exact. Exact, da. Competiții deosebite de-a lungul carierii noastre, care vă aduceți aminte, care ați participat, la care au participat sportivi antrenați de către noastră? Competiții am făcut cele mai importante și competiții de nivel mai mare le-am făcut în perioada cât am fost în străinătate, pentru că am fost și foarte aproape de aceste competiții. În România, la vremea respectivă, era foarte greu să pleci din România cu 3 cai după tine sau 2 cai în Italia, în Germania sau știu eu mai pe unde. Dar cu toate că le-am făcut și pe astea. Am făcut campionate balcanice în toate țările balcanice, în Turcia, în Bulgaria, în Grecia. Am fost la toate campionatele balcanice. Cupa Volvo, Cupa Samsung, toate competițiile astea le-am făcut. Astea sunt
plăd cele mai... Cartea de vizită a lui Ionel Moroșan? Da. Are un loc aparte acolo la Cai de Legendă, unde sunt afișate diplome, cupe de-a lungul carierei obținute? Sau... Da, cum să spun, cea mai mare carte de vizită a mea este la Herghelia din Rădăuț. Acum tot ce am obținut, am obținut cu Herghelia Rădăuț. Eu sunt la Cai de Legendă numai de 6 luni de zile. Dar am și la Cai de Legendă și la Herghelia Rădăuț și acasă la mine am o mare parte din cupe și din diplomele câștigate. Să înțeleg că printr-o promovare puternică, echitația ar reveni la un loc care i-ar fi indicat, de exemplu, pentru practicare de către copii, de către toată lumea până la urmă. Exact, da. O reclamă un pic mai... Mai agresivă. Mai agresivă. Mai agresivă și mai... Cum să vă spun eu așa? Adică nu e suficient odată și atât. A spus că numai doi antrenori la Herghelia Rădăuț, nu vine lumea. Nu vine lumea, nu sunt remunerați, sunt alte probleme, nu mai este pasiune. Nu, lumea vine, deci nu spun că nu vine, dar cum să vă spun, vine lumea, dar vin atunci, văd prima oară, nu vin pentru că știu de chestia asta. Descoperă atunci. Cei care descoperă atunci, continuă, revin. Dar foarte mulți nu știu, cum nu știu eu, că este în Rădăuț, nu știu că nu m-am văzut pe nicăieri. Și când treci și te întâlnești, de-abia îți dai seama că există. Da. Deci pleante, organizări, competiții, promovări. Inclusiv și acum, Cupa Bucovinei de la Rădăuț, în alți ani era foarte multă lume, sâmbătă, duminica. Duminica... Asta, acum, cum am trecut concursul ăsta, chiar am rămas așa șocat. Foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Și la noi, totuși, e un oraș cu tradiție în sportul acesta. Și Cupa Bucovinei se făcea tot timpul de Sfântul Petru și Pavel și tot era o tradiție. Dar anul acesta am văzut lume mult mai, în număr mult mai mic. După Cupa Bucovinei, n-ați stat? Ați plecat la? La Cupa României la București. Toată echipa? Din cine a fost formată? Toată echipa. O menționăm. Șef de delegație, Ionel Moroșan. Șef de delegație, Ionel Moroșan, Jescu Ștefan, Tărâță Miruna și trebuia să vină și Iris Nichiforiuc, dar a avut o problemă. Ea a avut un accident, n-a putut să participe nici la Cupa Bucovinei. A avut un accident și... Se mai întâmplă să te mai și te lovești. În sport și fac parte din regula sportului. Și te călești, treci mai departe. Treci, e ca un obstacol, de fapt. Exact, da. Ce urmează în viitor? Peste 2 săptămâni avem finala de juniori, tineret și seniori la București, la Regatul Cailor. Cine va participa acolo? Pe acolo vom participa toți, pentru că muncind un an de zile... Obiectivul principal este acesta? Obiectivul principal este finala. Și aici se împart tricourile de campioni la finala de la București. Cai de Legendă, club privat. Herghelia Rădăuț ar fi un club subvenționat. Da. Adică dumneavoastră, efectiv, totul asigurați dumneavoastră și cei care sportivi care au cai la dumneavoastră, să spunem așa. Da. Noi... Nu ne subvenționează nimeni, este un club privat, ce faci, aia ai, ce rezultate obții, alea sunt ale tale, nu trebuie să le, știu eu, să le raportez mai departe sau știu eu ce, dar la fel ce cheltuieli ai, tot ale tale. Le suporți toate. Nu, că mă gândeam, poate ar fi un parteneriat între... Că e de legendă, Herghelia Rădăuț, municipalitate, până la urmă, un mod de promovare a Bucovinei, a Rădăuțului?
Eu pregătesc cai, ne ajut să ne ducem la competiții. Da, nu, la Herghelia Rădăuți nu poate funcționa treaba aceasta, nu? Pentru că eu am încercat să... Direcția silvică? Direcția silvică, ei nu vor să aibă legătură cu privații și atunci au zis, nu, ce e a nostru, e a nostru, restul nu ne interesează. Chiar dacă dumneavoastră ați presta munca de instructor acolo și ei numai să asigură transportul cailor, nici așa? Nici așa, nu. N-au fost de acord nici să încale cu un cal de al meu privat într-o competiție, nu să lucrez pentru altcineva. Totuși asta nu mi se pare ok, că până la urmă promovăm, ne ajutăm, ne sprijinim reciproc și până la urmă zona ca atare se promovează. Se promovează zona, exact. Nu? E o chestie de managementul lor, nu, probabil nu au nevoie de o reclamă foarte mare. Păi nu, dar Herghelia și cu tot ce este acolo, până la urmă, este pentru cai, nu este pentru ce să promovezi altceva dacă nu promovezi la competiție și la sport. Am înțeles, Ionel Moroșan, pe lângă un caracter deosebit și foarte diplomat. A spus competiții, faze naționale, să participe cu toată trupa, după care urmează o perioadă, la partea de performanță este perioada de pregătire, precompetițional, competițional, după care de tranziție, de refacere. Trec și cai prin această perioadă, prin o astfel de perioadă? Sigur, da, bine, nu trec după finala care o avem acum, că or să mai fie niște competiții. Da. Deci finala e un obiectiv. E apogeul anului respectiv. După care ce competiție? După care o să avem finala de forță, Marele Premiu al orașului București și mai avem o competiție foarte importantă la Piatra Neamț. Deci după finala de care vă spuneam mai devreme, o să mai avem trei competiții, după care cai ușor încep să intre într-un repaus. Într-un repaus, nu foarte mult, pentru că în perioada de iarnă vom pleca din nou în Austria. Pe perioada de iarnă să facem competiții de sărituri în manej acoperit. Participarea la concursurile acestea internaționale sunt datorită relației pe care dumneavoastră le-ați sudat de-a lungul carierei ca și sportiv, care ați avut o străinătate, sau efectiv participați la concursuri, sunteți invitat acolo? Da, oarece legătură poate să aibă și relația mea cu cei din străinătate, dar pentru cine vrea să-și mențină calul într-o formă și asta nu trebuie să aibă neapărat o relație deosebită, se înscrie prin Federația Română la competiția la care vrea în străinătate și poate să participe fără niciun fel de problemă. Competiția națională se finalizează după care cu o participare la concursuri internaționale în care se reprezintă țara, se reprezintă România? Da, deci după finala de care vă spuneam, se formează lotul României care pot fi invitați sau o să participe la Balcaniada, care o să fie în septembrie, în Grecia. Are foarte mare importanță rezultatul pe care îl faci la finala de echitație în țară. În țară. Credeți că vom avea un reprezentant cândva la Balcaniada? Cu siguranță. Cu siguranță. Da. În cele două sportive, poate... Din cei doi sportivi? Din cei doi sportivi, din toți. Deci eu îmi pun bază foarte mare la juniori și nu m-aș da înapoi și eu am un cal foarte bun acum, Winchester, care aș vrea să prind lotul anul acesta pentru seniori. Participarea la Balcaniade, la concursurile acestea internaționale, cheltuielile sunt suportate de federații măcar acum? Sau? Sigur, dacă în momentul când e selecționat în lotul României, toate cheltuielile sunt suportate de Federația Română Ecvestră. La competiții, la fazele naționale sau celelalte competiții, se acordă și premii? Da. Da, da, da. Deci, la toate probele, un premiu modic, așa. Simbolic, da. Nu, dar este. Acoperă cheltuielile unui cal pe lună? Nu. Ce înseamnă cheltuielile unui cal pe lună? Vorbiți în... În bani, efectiv așa, nu, un cal. În bani, dar vorbiți în perioada competițiilor sau un cal care stă în pensiune? Nu, cel care face performanță. Cel care face performanță. Păi, în bani, așa, eu zic că un cal ajunge la... Winchester, de exemplu. Winchester ajunge cam la 500 de euro pe lună. Cu tot felul de vitamine care vi se dau, cu echipamentele care vin puse pe el, toate foarte bune și de ultimă modă și, în primul rând, hrana și vitaminele
care îi se dau cam acolo, ajunge la 500 de euro pe lună. Aveți un nutriționist, spunem, specific sau Ionel Moroșan știe totul, este de la A la Z, cunoaște tot? Nu, și nu. Pe partea medicală. Nutriționistul nostru este Puiu Nichiforiuc, care chiar o face cu foarte mare pasiune. Studiază fiecare cal în parte, ce are nevoie, ce nu are nevoie, îi măsoară, îi cântărește, adică își face meseria mai mult decât un nutriționist. Pentru că nu îi dai așa, îi dai totul la gramaj, tot ce trebuie specific. Da, da. Iar pe partea medicală, să spunem că apar câteodată accidente? Da, pe partea medicală... Aveți o relație cu cineva sau dumneavoastră după vedeți și eu, de-a lungul timpului, m-am învățat când un cal are o problemă, când îl doare ceva, când are o colică, când are o umflătură la un picior sau diverse problemuțe dintre astea mici. Dar avem o legătură, colaborăm cu un medic veterinar foarte bun și... ne rezolvăm problemele. Sperăm cât mai puține accidente, dar... Un copilaș, când, ce perioadă trebuie să treacă? Sau asta în funcție de la caz la caz, după cum ați spus, până să treacă peste primul obstacol? Depinde de la caz la caz, dar pentru siguranța copilașului și liniștea antrenorului, eu zic că după un an de zile, în primul rând, trebuie să stea foarte bine în șa, să poată să meargă foarte bine la cele trei mersuri ale calului, pas, trap și galop, după care începem cu săriturile. Ionel Moroșan, de lungul carierei lui, cu ce viteză a mers maxim așa călare? A făcut așa un calcul? Deci, cum să spun, n-am cronometrat niciodată, deși când am fost în Italia am avut... ocazia să încalec un cal pe hipodromul de la San Siro, un cal de curse de galop, cred că am mers cu 75 la oră, 80 la oră călare. Și de atunci n-am mai vrut să merg să fac curse de galop. Care credeți dumneavoastră că din sportivii care aveți sau dumneavoastră vă va călca pe urme? Eu îmi doresc toți. Și... Trebuie să ai o anumită răutate când treci peste obstacole sau nu neapărat? Care sunt calitățile? Nu. Care sunt calitățile dumneavoastră și după care specifice? Calitățile foarte bune ale calului pe care îl călărești și nu trebuie să ai o răutate pentru că un cal, dacă nu vrea să sară un obstacol, tu poți să fii cel mai rău om din lumea asta, tot nu-l faci să sară pentru că el nu vrea. Trebuie să ai o continuitate și să înțelegi exact când calul poate să, sau cât poate să sară sau ce poate să sară, să nu-i ceri imposibilul. În momentul când îi ceri imposibilul, el atunci nu mai sare. Deci nu răutatea, blândețea este ceea ce îl face să trec. Sigur că da. Nu, și mai ales în sportul călare nu are loc răutatea, nu ai ce să faci. Cu duritate, cu răutate, cu dintre astea nu poți decât să faci lucrurile mai rele decât sunt. Winchester, calul dumneavoastră? Nu. Winchester este calul Mirunei, de care vă povesteam, dar îl încalec eu. E un cal de 7 ani, în care are nevoie un pic de școală, de pregătire, dar este un cal foarte, foarte bun, o genealogie foarte bună și a și demonstrat un săritor foarte bun, că până la urmă asta contează cel mai mult. Când te uiți pe documente, e ok, vezi că are părinți foarte buni și asta, dar până la urmă ce-ți arată pe teren, aia contează foarte mult și mi-a demonstrat că e un cal care poate să ajungă pe Eurosport dacă e muncit bine și o să fie sănătos. Călărit de Ionel Moroșan sau de Miruna? Da, în primă fază călărit de Ionel Moroșan pentru că calul mai are de învățat un pic și trebuie să prindă un pic de siguranță în ceea ce trebuie să facă, după care și de Miruna, fără probleme. În țară, la concursul la care ați fost, unde ați văzut că se pune foarte mare accent și să dea respectul cuvenit echitației? Și unde ați dori și ați dori să facă să întâmple acest lucru și la noi în Bucovina? Deci, în București deja au câteva baze sportive la nivel european. Deci, ce vedem în Germania, vedem și în București. În zona Sibiului,
Sunt 6-7 cluburi în București, sunt multe, nici nu le știu numărul. Foarte mulți cai, deci săptămâna trecută cred că noi am fost cu 5 cai din Bucovina, în rest toți erau din București. Și au fost în jur la 200 de cai, ceea ce nu-i puțin. În afară de Rădăuți, în afară de zona aceasta, în județ, unde se mai practică? Păi în Rădăuți avem mai multe baze, nu este doar Hergelia Rădăuți și Cai de Legendă. Mai este un club privat la Sucevița. Forest Equestru. Da, da. Așa, la Botoșani mai este un club care bine, tot e aproape de noi și după aia până la Piatra Neamț, Târgu Neamț, încolo nu mai este nicăieri. Câteodată așa mai mare mai joacă feste. Ca să înțeleg, unde îl găsesc cei care doresc să practice echitația cu Ionel Moroșan, cu Iris Nichiforiuc, cu Puiul Nichiforiuc? La Cai de Legendă. La Cai de Legendă, de luni până... Cai de Legendă, Horodnic de Sus, Hardic. Cai de Legendă, Horodnic de Sus, Hardic. Da. Obiectivul pe acesta, ați spus, câștigarea unui titlu de campion național și participarea la Balcaniadă. Da. Sau mai... Păi cam atât deocamdată. Astea două obiective sunt pe planul de zi, pe ordinea de zi, ca să spun așa, și pentru la anul, pentru că anul ăsta încă nu avem cai, la ceva competiții în străinătate de nivel mai mare un pic. Televiziunea Crontier și implicit eu vă doresc, vă transmit succes, baftă, să îndeplinească obiectivele, iar după ce veți obține rezultatele deosebite, vă așteptăm la noi în studio să ne spuneți ceea ce, că s-a întâmplat ceea ce ați dori să se întâmple. Eu vă mulțumesc. Sunt Radu Munteanu și vă transmit Descoperiți-vă spiritul sportiv.